Volga este o marcă de automobile care și are origine în Uniunea Sovietică, ca înlocuitoarea cunoscutei Gazpobeda în anul 1956. Folosirea ei de către nomenclatura sovietică au transformat-o într-un simbol cultural contemporan. Au fost produse mai multe generații de mașini. În ciuda activităților de modernizare continuă, compania Gaz a considerat că este din ce în ce mai dificil să păstreze mașina îmbătrânită pe piață tot mai competitivă din Rusia, de la începutul anilor 2000. Președintele companiei Gaz, Bo Anderson, a decis să întrerupă producția mărcii Volga în anul 2010. Prima generație Gaz M21, adică mașina testată de noi astăzi, a fost practic primul model Volga, dezvoltat ca un locuitor pentru automobilul de dimensiuni medii Gaz M20 Pobeda, care a fost produs începând din 1946. În ciuda aspectului foarte progresist, evoluția rapidă a designului auto postbelic și a mecanismului de propulsie a determinat elaborarea unor planuri de înlocuire automobilului Pobeda în 1951, iar un an mai târziu au fost dezvoltate două proiecte, Steaua, un aspect mai revoluționar, și Volga, un aspect mai convențional, care era mai adecvată posibilităților de producție din anii 50. În primăvara anului 1954 au fost testate primele prototipuri Volga. Noua mașină a introdus o serie de completări și avantaje față de Pobeda. În afara faptului că era mai mare, avea parbrize panoramice, un motor mai mare cu 4 cilindri, un sistem centralizat de lubrifiere a principalul elementele șasiului, un angrenaj hipoid la puntea din spate și o cutie de viteze hidromecanică automată. Designul exterior a fost conceput de Lev Yermev și, deși influențat de vehicule nord-americane în aceeași perioadă, în special de Ford Mainline din 54, proiectul a fost cea mai mare parte independent, excepție făcând transmisia automată, care a fost derivată din cea cu 3 viteze a modelului Ford-O-Matic. După perioada de testare a mașinii, care a durat pe o perioadă de 2 ani, autoritățile și-a dat acordul în cele din urmă și primul automobil a ieșit pe porțile companiei Gaz pe 10 octombrie 1956. Deși au fost mai multe modele și versiuni ale mașinii, producția ei poate fi totuși împărțită în 3 generații distincte și 2 derivate. În total au fost construite 639.478 de automobile Volga din anii 1956 până în 1970.